pastilla da fisico. Presiunea. Presiunea este raportul dintre forța care acționează perpendicular pe suprafața S și area acelei suprafețe. Unitatea de măsură în Sistemul Internațional de Unități pentru Presiune este Pascal, care reprezintă efectul unei forțe de 1 newton exercitată pe o suprafață de 1 metru pătrat. În viața cotidiană se folosesc și alte unități de măsură. Torul, atmosfera fizică, atmosfera tehnică, barul. Presiunea hidrostatică se manifestă în interiorul lichidelor și este exercitată de greutatea coloanei de lichid. Cu cât coloana de lichid este mai mare, crește presiunea hidrostatică. Presiunea hidrostatică este egală cu produsul dintre densitatea lichidului, accelerația gravitațională și înălțimea coloanei de lichid. Instrumentul de măsură a presiunii hidrostatice este manometrul. Presiunea atmosferică este presiunea pe care o exercită aerul asupra tuturor lucrurilor și se datorează greutății coloanei de aer de deasupra acestora. Fizicianul italian Torricelli a efectuat un experiment pentru a putea calcula presiunea atmosferică. Într-un vas cu mercur a introdus cu gura în jos un tub lung de 1 metru plin cu mercur. Mercurul a curs din tub în vas până când presiunea atmosferică și cea hidrostatică a coloanei de mercur au devenit egale. Astfel, calculând valoarea presiunii hidrostatice a coloanei de mercur cu înălțimea de 76 de centimetri, a aflat de fapt și valoarea presiunii atmosferice. Valoarea presiunii atmosferice la nivelul mării este 101.325 pascal. Instrumentul de măsură pentru presiunea atmosferică este barometrul. Pentru a pune în evidență presiunea atmosferică ai nevoie de o farfurie, o lumânare, un pahar, chibrite. Pune în farfurie apă și plasează lumânarea pe apă. Aprinde lumânarea și apoi acoperă-o cu paharul. După ce lumânarea consumă oxigenul din pahar, presiunea atmosferică din exterior va face ca apa să urce în pahar, care va ridica lumânarea. Presiunea este raportul dintre forță și area suprafeței pe care acționează perpendicular. Se măsoară în pascal, dar și în tor, bar, atmosferă fizică, atmosferă tehnică. Presiunea hidrostatică este produsul ρgh, se manifestă în interiorul lichidelor. Se măsoară cu manometrul. Presiunea atmosferică are valoarea 101.325 pascal la nivelul mării. Se măsoară cu barometrul.